Sunt tare bucuroasă să reîncepem seria de emisiuni Academia de Ayurveda, prezentată de Ayurmed. Stăm de vorbă, așa cum v-am obișnuit, cu doamna dr. Carla Fabian, medic specialist în fitoterapie și Ayurveda. Cum este primăvară, ne-am gândit ca prima emisiune din această serie să fie dedicată alergiilor. Știm că primăvara, mai ales, mulți dintre noi se confruntă cu alergiile. V-aș întreba înainte de toate, ce sunt alergiile? Alergiile reprezintă o manifestare acută a corpului în care acesta respinge anumite substanțe cu care el vine în contact, atât în contact exterior, pentru că putem să avem alergii la nivelul mucoaselor, la nivelul pielii, la nivelul mucoasei respiratorii, sau putem să manifestăm alergii și la nivelul mucoasei digestive, în momentul în care noi facem reacții alergice față de anumite alimente. Deci, pur și simplu, la un moment dat, corpul nostru alege să respingă un anumit aliment sau o anumită componentă dintr-un aliment sau dintr-un complex de alimente pe care noi le consumăm din diverse motive. Putem fi așadar alergici la nuci, la alune sau pur și simplu la părul de pisică, la părul de câine, la praful din casă, la polenul din aer, înțeleg. Da, din păcate, alergenii sunt foarte mulți, dar este foarte important să ținem seama de faptul că aceste manifestări alergice apar în momentul în care există o predispoziție a persoanei la aceste manifestări, ceea ce se numește teren atopic din punct de vedere medical. Deci un teren atopic, o persoană care are acest teren atopic, pur și simplu, din anumite motive care pot să fie atât fizice cât și de altă natură, manifestă această stare de respingere foarte puternică față de acești alergeni care pot să fie exteriori sau interiori. Și cum se manifestă? Depinde și de localizarea alergenului, de locul de acțiune. De exemplu, dacă suntem alergici la praf, inhalăm praf sau venim în contact cu praful sau venim în contact cu anumiți detergenți, cu substanțe chimice, pentru că există și această formă de alergie, la nivelul pielii pot să apară fenomene urticariene, roșiață, mâncărimi, dacă fenomenul este mai intens, chiar o stare de veziculare la nivelul pielii. Dacă noi inhalăm un alergen la nivelul căilor respiratorii, apar fenomene de respingere prin tuse, prin strănut, prin lăcrimare foarte intensă, secreție salivară foarte intensă, iar la nivel digestiv, acești alergeni pot să producă diverse tulburări ale tranzitului intestinal, care pot să meargă cu diaree, în general diaree, pentru că corpul încearcă să elimine cât mai repede această substanță la care corpul este alergică. Am întâlnit și persoane care la un moment dat în viața lor au început să sufere de alergii, adică nu au avut nicio problemă, ani de-a rândul, și brusc au devenit alergici la praful din casă, să spunem. Se poate întâmpla un asemenea debut brusc la o anumită vârstă și ce îl cauzează? În general, acest teren atopic are ca și substrat, din punct de vedere psihomental, o anumită sensibilitate a persoanei respective la anumite stări conflictuale prin care ea poate să treacă. Și există posibilitatea ca în momentul în care această persoană trăiește o stare conflictuală intensă într-un anumit mediu, într-un anumit cadru, ea în acel moment să înregistreze la nivel de subconștient toate informațiile care sunt în mediul respectiv. Și ea nefiind conștientă de acest aspect, chiar dacă rezolvă situația sau situația de cele mai multe ori oricum rămâne nerezolvată, în momentul în care se întâlnește cu un anumit obiect, un anumit detaliu din cadrul în care ea a trăit situația conflictuală, se declanșează o reacție alergică de respingere față de starea emoțională intensă pe care ea a trăit-o în cadrul respectiv. Este destul de complicat și de delicat, dar este foarte important să
atragem atenția persoanelor care suferă de aceste alergii care s-au instalat la un moment dat să urmărească să-și aducă foarte bine aminte momentul când s-a declanșat alergia și toate detaliile situației respective. Pentru că acest lucru, această emoție, apoi ulterior noi o somatizăm la nivel psihomental, dar ea de asemenea poate să afecteze și anumite organe ale noastre și în momentul respectiv noi putem să avem și din partea organelor anumite reacții de respingere la alergenul respectiv. Așadar, dacă ni se întâmplă ceva în viață și noi nu reușim să ne acomodăm cu situația respectivă, să înțelegem situația respectivă, nu reușim să ne regăsim armonia, corpul nostru începe să ne dea tot felul de semne. Așa este. Și atunci e important să înțelegem și să ne explicăm toate situațiile din viață și să ne acomodăm cu ele. Da, pentru că conex cu aceste situații, din punct de vedere biologic, corpul are o anumită reacție. Da? În situația alergiilor se secretă anumite substanțe care se numesc imunoglobuline clasa E, care au o creștere foarte bruscă la aceste persoane cu teren atopic, dar explicația din punct de vedere psihomental al acestei sensibilități, hipersensibilități, este tocmai acest conflict care se traduce la nivel biologic prin această situație. Da, într-adevăr, noi de fiecare dată când am abordat câte o afecțiune, am discutat și de cauzele mai profunde, mai adânci ale acelei afecțiuni, așa cum erau văzute ele în diferite medicini tradiționale, inclusiv în medicina ayurvedică. Ce consideră medicina ayurvedică despre persoanele care se confruntă cu alergii? Într-adevăr, și din punct de vedere ayurvedic, această predispoziție a persoanelor către a face alergii este evidențiată și printr-o anumită particularitate a tipologiei psihomentale a persoanelor respective, care îi predispune pe aceștia să nu gestioneze corespunzător anumite tensiuni, anumite stresuri, anumite emoții la care ei sunt supuși. Și de asemenea, particularitatea respectivului organism de a transpune apoi sau de a transmite această sensibilitate la nivelul unui organ care își va modifica parametrii de funcționare. Da? Și întotdeauna aceste imunoglobuline circulând prin sânge se consideră că este foarte important să menținem sângele într-o stare de curățenie foarte bună, adică să folosim remedii depurative pentru sânge. Ficatul este organul de depozit al sângelui și atunci este foarte important să folosim remedii care să curețe ficatul, să țină în stare bună, pentru că orice stres, orice supra-solicitare afectează și ficatul și în felul acesta, plus că există substanțe, principii active în plante care acționează la fel ca și antihistaminicele de sinteză, care mimează, să spunem așa, efectul acestor substanțe de sinteză, dar ele fiind plante nu au efectele secundare ale acestor medicamente și de asemenea există principii active în plante care scad această secreție de histamină care este mediatorul manifestărilor alergice. Da, într-adevăr, medicina ayurvedică este o medicină tradițională fitoterapeutică, adică se bazează pe plantele medicinale indiene. Și Ayurved, într-adevăr, are un remediu dedicat persoanelor care se confruntă cu alergii. Alergii sau ce plante conține acest remediu? Acest remediu conține plante extrem de eficiente pentru combaterea tuturor formelor de manifestări alergice, atât la nivel exterior, deci la nivelul pielii, la nivelul mucoaselor, cât și la nivelul tractului digestiv, pentru că, așa cum spuneam, ne putem confrunta și cu genul acesta de alergii. Una dintre componentele principale reprezintă trei frați pătați sau viola tricolor, care este o plantă cu efecte
deosebite și cu acțiune antialergică cu un spectru foarte larg. Deci, pentru toate tipurile de alergii, atât la nivelul pielii, mucoaselor, cât și la nivelul tractului respirator, această plantă este extrem de eficientă. De asemenea, urzica este o plantă care are un efect depurativ general și în special asupra sângelui, deci curăță foarte bine sângele de toxine și, cunoscându-l de toxine, de fapt îl curăță și de acest exces de imunoglobuline de clasă E, care sunt foarte crescute în perioada alergiilor. De asemenea, pulberea de turmeric este conținută în acest remediu și este extrem de eficientă pentru că se cunoaște acțiunea antiinflamatoare și antialergică a turmericului și de asemenea și faptul că scade secreția de histamină în corp. Așa, și în felul acesta, acest mediator al manifestărilor alergice este ținut, să spunem așa, în limite normale. Și în momentul în care noi combinăm aceste plante, de asemenea cu păpădia, care este un foarte bun purificator atât pentru ficat cât și pentru sânge, obținem acest remediu extrem de eficient pentru toate tipurile de manifestări alergice. Este foarte important ca persoanele care se știu cu teren atopic și în momentul în care se apropie momentul în care ei vin în contact periodic cu alergenul, că este polenul florilor de primăvară, că este fânul care apare mai în vară, polenul fânului, mai, da. Exact. Este bine că aceste persoane sunt persoane care sunt alergice la frig sau la expunerea la temperaturi scăzute. Aceste persoane trebuie să urmeze acest tratament cu acest remediu, adică decât să ia un remediu sintetic care de obicei are efecte secundare negative și chiar afectează ficatul, care ar trebui să fie într-o stare foarte bună de funcționare în situații de alergii. Acest remediu poate fi luat fără niciun fel de problemă a la lung ca și tratament de întreținere pentru persoanele care se știu cu alergii și în doză mai mare în momentul în care se apropie momentul de expunere maximă la alergenul deci cunoscut. Deci putem să luăm și preventiv și după ce ne confruntăm cu un episod alergic. Bineînțeles, chiar în momentul în care suntem în culmea simptomatologiei alergice. Cât și cum luăm? Ca și tratament de întreținere, putem să mergem cu 2-3 tablete pe zi, iar tratamentul de, să zicem, moment critic, moment de criză, poate să meargă chiar până la 6 tablete pe zi. Este bine că el să fie administrat înainte de masă și, foarte important, poate fi administrat fără nicio problemă și copiilor, pentru că toate aceste plante, chiar dacă copilul este mic, se poate zdrobi tablețica și dizolvată într-un ceai, o combinație de ceai de urzică cu păpădie și cu trei frați pătați și în felul acesta noi putem să amplificăm efectul ceaiului însoțindu-l de această administrare de plante. Și în cazul alergiilor alimentare? Și în cazul alergiilor alimentare poate fi administrat. Bineînțeles că în perioada în care noi avem această manifestare alergică vom evita să consumăm alimentul respectiv. Da. Facem un tratament mai intensiv cu Allergisalm și în același timp este foarte important să urmărim, să ne aducem aminte momentul debutului alergiei și să ne amintim toate detaliile conjuncturale ale situației și în felul acesta noi putem să ne ajutăm și din punct de vedere psihoemoțional să ținem sub control aceste alergii. Adică conștientizând situația în care mi s-a declanșat o anumită alergie, da, putem să ajungem să controlăm lucrurile, să ne simțim mai bine. Exact. Și chiar putem să spunem că putem să ne vindecăm de alergia respectivă în momentul în care noi conștientizăm la modul real factorul declanșator și toate celelalte elemente care au existat în mediu în momentul conflictului inițial. Ați întâlnit asemenea persoane care au reușit să se vindece de alergie? Personal nu am reușit să mă întâlnesc cu cineva pentru că sunt foarte multe informații pe care eu le-am dobândit relativ recent legat de aceste cauze psihoemoționale, dar cunosc din cazuistica persoanelor de la care eu am învățat aceste lucruri situații de alergii rezolvate prin conștientizarea conflictului declanșator și a tuturor elementelor care existau în mediu în momentul respectiv. Și există și persoane care se nasc pur și simplu cu alergii. Persoanele care se nasc
cu această predispoziție la alergii, de fapt sunt persoane care se nasc cu acest teren atopic, cu predispoziția către un teren atopic, și în situația acestor persoane este foarte important cum s-a desfășurat viața lor în perioada intrauterină. Toate conflictele, toate situațiile, traumele pe care mama le-a suferit în acea perioadă, pentru că toate acestea se pot transmite subconștientului copilului. Dacă, ca să revenim puțin la Ayurveda, vorbeam că există diferite tipologii, ținând cont de doșe, kapha, vata, pitta. Există anumite tipologii care sunt mai predispuse la a face alergii decât altele? Da, în general, tipologia kapha, predominant kapha, este mai predispusă la alergii. Neîntâmplător, alergiile apar în perioada de primăvară, preponderent în perioada de primăvară, pe un fond de, spunem, încărcarea organismului în perioada iernii cu diverse toxine, datorită faptului că alimentația noastră este mai consistentă, mâncăm mai puține crudități, ne mișcăm mai puțin, poate nici nu ne hidratăm corespunzător, și persoanele de tip kapha au tendința să acumuleze mai mult decât alte tipologii, pentru că au unde în țesutul adipos acumulează aceste toxine. În momentul în care vine primăvara, care este și anotimpul kapha, la persoanele care sunt preponderent kapha, le declanșează oarecumva bolile la care ei sunt predispuși. Deci întotdeauna trebuie să ținem cont și de anotimpul în care se declanșează boala și de concordanța care există între anotimp, natura bolii și tipologia ayurvedică la care apare boala respectivă. Da, este foarte interesant, pentru că noi am discutat de aceste tipologii în privința noastră a oamenilor. Da. Și am discutat în seria noastră de emisiunea Academia de Ayurveda, cum sunt persoanele kapha, cum sunt persoanele pitta, cum sunt persoanele predominant vata. Dar n-am discutat niciodată despre anotimpuri și v-am auzit spunând că primăvara este un anotimp kapha. Cum da. Sunt celelalte anotimpuri? Anotimpul kapha, deci din punct de vedere ayurvedic există doar 3 anotimpuri, nu 4. Și, de exemplu, anotimpul kapha este se desfășoară, să spunem așa, în intervalul 15 februarie, 15 iunie. Este exact perioada în care toată natura revine la viață, se trezește la viață. Kapha, dacă vă duceți aminte când am prezentat aspectele legate de tipologia kapha, este tipologia care are cea mai mare încărcătură vitală, cea mai mare vitalitate, cea mai mare forță. Exact ca și primăvara, când pământul vine cu forțe noi ca care să ajute la renașterea naturii, totul înverzește, totul înflorește, totul revine la viață, dar exact datorită acestei predominanțe kapha la nivelul mediului ambient. Anotimpul pitta, știind că este tipologia cu elementul predominant foc, va fi exact în perioada verii, deci în intervalul aproximativ 15 iunie, 15 octombrie, când avem cele mai mari temperaturi de peste an, când toate fructele ajung la maturitate, înfloresc toate florile, fructele ajung la maturitate și noi ne bucurăm de soare, ne bucurăm de, dar mai și fugim de el când este foarte cald, da? Iar anotimpul vata este anotimpul care este situat calendaristic între 15 octombrie și 15 februarie, este anotimpul când natura, după ce și-a dat rodul, intră în faza aceea de interiorizare, de resorție, da? Deci focul devine interiorizat, vine iarna, vine frigul, exact calitățile tipologiei kapha, rece, uscat și ușor, totul se reflectă și la nivelul mediului ambient și în felul acesta această succesiune a anotimpurilor este cea care ne și predispune la anumite boli dacă nu luăm măsurile compensatoare potrivite. Așadar, pentru indieni sunt 3 anotimpuri, kapha, din punct de vedere ayurvedic, pentru că n-aș putea să vă spun dacă în India sunt neapărat 3 anotimpuri, acolo condițiile climatice sunt puțin altfel. Da, de fapt sunt 2 sezoane exact. La ei, dar din punct de vedere ayurvedic, din punct de vedere al acestei filozofii și al acestei medicini tradiționale, sunt 3 anotimpuri și fiecare corespunde unei doșe. Da,
Așa este. Și știu că multe alergii se fac și toamna. Cum se fac alergii atunci toamna când suntem alergiile, în anotimpul vata? Da, se pot face. Bine, este de fapt trecerea între anotimpul pita și anotimpul vata. Și într-adevăr, pe un fond de cumul de exces de pita, de obicei în perioada respectivă se instalează mai mult manifestările care au mers cu excesul de foc care a fost acumulat, de exemplu, crizele de ulcer gastric, crizele de ulcer duodenal se manifestă foarte des atunci, fenomenele de hiperaciditate. Da, și acestea se manifestă primăvara și toamna. Da, da, primăvara se manifestă mai mult crizele care merg cu o deficiență de foc și cu un exces de mucus și care pot să ducă la anumite manifestări dureroase, dar mai surde. Crizele, manifestările dureroase mai acute sunt cele care sunt prezente la sfârșit de anotimp pita, începând de anotimp vata, pentru că este acel cumul de foc care determină această acutizare a simptomelor. În perioada de iarnă apar mai mult, sau în perioada anotimpului vata, apar mai mult alergiile la frig, la temperaturi scăzute, tocmai pentru că vremea ne predispune pe cei care sunt alergici la frig, pe cei care au teren atopic și care nu se echilibrează corespunzător și nu se pot adapta să facă aceste manifestări alergice la acel factor care se manifestă atunci. Și din experiența dumneavoastră, persoanele alergice sunt persoanele mai în vârstă, trecute de un anumit număr de ani? Sau sunt mai... Din păcate, alergiile se pot manifesta la orice vârstă. Am văzut alergii foarte multe și la copii, am văzut alergii și la adulți, am văzut alergii și la vârstnici. Din păcate, alergia nu ține cont de vârstă. Ea are o plajă largă de adresabilitate din punctul acesta de vedere. În mod normal, te-ai aștepta ca persoanele trecute de o anumită vârstă să fie... Eu totuși cred că persoanele trecute de o anumită vârstă, datorită experienței de viață, datorită maturizării și, să spunem, gradului de înțelepciune pe care ei l-au dobândit, probabil au capacitatea de a procesa mai ușor anumite situații stresante la care ar putea să fie supuși și care apoi să-i determine să facă alergii. Adică se cunosc mai bine și pot să se poziționeze mai bine în viață. Se presupune că ar trebui să facă acest lucru, dar, din păcate, nu întotdeauna, cum să spun, vârsta noastră cronologică arată și, să spunem, gradul de înțelepciune la care am ajuns. Dar în situația ideală așa ar trebui să fie. Și persoanele care se confruntă cu alergii și vin la dumneavoastră la cabinet, cum le ajutați? Le prescrieți remedii naturale ayurvedice? Le oferiți și o consultanță de o altă natură, psihoemoțională, să spunem? Da, bineînțeles, întotdeauna urmăresc ca în urma discuției pe care o am cu pacientul să pot să determin acele momente declanșatoare și să văd în ce măsură pacientul își aduce aminte foarte multe detalii din ce s-a petrecut din ce s-a petrecut în momentul respectiv, astfel încât să pot să-l ajut să conștientizeze factorul psihoemoțional care ar fi putut să ducă la declanșarea respective alergii. Și ca să spunem și unde vă pot găsi cei interesați de o asemenea consultație ayurvedică? Persoanele interesate de o consultație ayurvedică, indiferent de problema de sănătate pe care o au, mă pot găsi la centrul AyurMed de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu numărul 35, foarte aproape de universitate. Și pot să vină și persoanele care n-au nicio problemă de sănătate și pur și simplu vor să vadă preventiv ce ar fi bine să facă din punct de vedere ayurvedic ca să-și păstreze sănătatea, nu? Da, bineînțeles, pentru că în urma discuției cu persoanele, chiar dacă sunt sănătoase, se poate determina tipologia constituțională pe baza căreia apoi eu pot să îi spun persoanei respective la ce fel de boli este predispusă și care este regimul de viață optim pentru ea, astfel încât să nu ajungă să se îmbolnăvească. Așadar, dacă vreți să vă cunoașteți mai bine, dacă vreți să știți în ce tipologie faceți parte conform medicinii tradiționale indiene, puteți să apelați la doamna dr. Carla Fabian de la Centrul AyurMed și, bineînțeles, dacă vă confruntați cu vreo afecțiune, puteți să apelați și la aceste remedii străvechi care au fost validate de mii și mii de ani.
Așa cum v-am obișnuit, avem și concursul emisiunii. 5 dintre dumneavoastră vor putea câștiga câte un produs Allergisalm de la Ayurmed. Iată ce trebuie să faceți ca să participați la concursul nostru. La prezenta emisiune online Academia de Ayurveda, vă invităm să inserați un comentariu cu textul Fără alergii cu Ayurmed. Și peste 3 zile vom extrage la sorți cei 5 câștigători, care vor primi fiecare câte o cutie de Allergisalm.